Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la evenimentul de înmânare a certificatelor de grant pentru beneficiarii proiectului Răspunsul Multidimensional la Provocările de Securitate Umană, proiect implementat de PNUD Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Japoniei. Evenimentul nostru este difuzat live pe pagina de Facebook a PNUD Moldova și pe privesc.eu. În ultimii ani, să o recunoaștem, cu toții am învățat să ne adaptăm din mers la realitățile vremii. Pandemia COVID-19, urmată de războiul din Ucraina, a influențat bunăstarea populației. Fluxul mare de refugiați pentru care Republica Moldova a devenit a doua casă a pus la încercare capacitățile autorităților Republicii Moldova, care au reușit să facă față situației, mai ales cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Prin intermediul proiectului Răspunsul Multidimensional la Provocările de Securitate Umană, PNUD Moldova și Guvernul Japoniei și-au propus să contribuie la sporirea rezilienței Republicii Moldova pe trei dimensiuni cheie a securității umane: energetică, alimentară și comunitară. Așadar, astăzi vom oferi certificate de susținere pentru 20 de companii. Întreprinderile au fost selectate în două categorii. 10 companii reprezintă 3 microregiuni din sectorul agroalimentar, ce urmează să-și îmbunătățească capacitățile de recoltare, producție, depozitare și procesare, permițându-le să respecte standardele exigente de siguranță alimentară. De asemenea, vor fi susținute alte 10 întreprinderi ce activează în sectoarele non-agricole din două regiuni importante, Cahul și Ungheni, ce găzduiesc un mare număr de refugiați. Granturile vor fi oferite pentru a reduce impactul asupra mediului și a le îmbunătăți eficiența și competitivitatea. Toate cele 20 de companii primesc certificate în valoare de 20.000 de dolari. Până a procede la evenimentul propriu-zis, la evenimentul de înmânare a certificatelor, îl invităm cu un cuvânt de salut alături de noi pe excelența sa, ambasadorul Japoniei, Yamada Yuichiro, pentru a ne oferi detalii despre menirea acestui proiect și semnificația susținerii oferite astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Permiteți-mi, vă rog, să vorbesc în limba engleză. Mai întâi de toate, vreau să mulțumesc PNUD Moldova pentru asistență și pentru îmbunătățirea securității umane în Republica Moldova, cât și la nivel global. PNUD reprezintă o agenție de dezvoltare, una dintre cele mai mari în cadrul ONU și un partener fidel pentru Guvernul Japoniei. Astăzi suntem împreună aici pentru a celebra rezultatele noastre comune, să oferim certificate de grant întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că rezultatele lor vor duce la îmbunătățirea eficienței energetice și a competitivității, cât vor, în același timp, vor avea și un impact asupra mediului. Vreau să vă felicit, să felicit toți participanții pentru contribuția dumneavoastră în ceea ce privește societatea moldovenească, în sectoarele dumneavoastră. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana verticală a activității economice în oricare țară din lume. Companiile mari, în mod natural, sunt mult mai faimoase, recunoscute, dar economia se bazează pe vitalitatea acelor întreprinderi mici și mijlocii, de fapt. În Japonia, guvernul încearcă să oferă asistență, foarte multă asistență întreprinderilor mici și mijlocii. Și anume pentru că acestea reprezintă vitalitatea economiei.
tatăl soției mele la fel are o fabrică mică și eu cred că pentru mine acest domeniu este foarte sensibil, este un punct al meu slab. Agresiunea rusească împotriva Ucrainei are un impact negativ asupra economiei moldovenești încă de anul trecut. Însă Moldova a putut să gestioneze foarte bine situația. Moldovenii au demonstrat lumii întregi că nu doar generozitate și umanitate pe care au demonstrat-o refugiaților, dar la fel au demonstrat o judecată sănătoasă și un spirit puternic. În această situație dificilă, încerc să ascult mai mulți oameni și să înțeleg care sunt riscurile și oportunitățile pentru Republica Moldova. Este clar că Republica Moldova se confruntă cu foarte multe provocări imediate, dar sunt convins că pe termen lung viitorul nostru este frumos, așa cum nu a mai fost în istoria acestei țări. Uniunea Europeană este deschisă să primească Republica Moldova ca și un membru nou. Odată ce agresiunea rusească va fi învinsă de Ucraina, reconstrucția țării va stimula și o serie de dezvoltarea unor anumite industrie aici în țară. Și companiile europene, influența acestora și activitatea lor în Republica Moldova la fel va crește. Ceea ce va încuraja moldovenii care sunt plecați peste hotare în căutarea unor oportunități mai bune de lucru să se gândească ca să revină aici în țară. Eu sunt convins că aceste reacții în lanț pozitive vor avea loc atunci când se va încheia războiul. Și o nouă eră va veni în istoria acestei țări. Deci, doamnelor și domnilor, nu există un timp mai bun ca să ne pregătim pentru aceste schimbări istorice decât acum. Și asta este exact ceea ce dumneavoastră acum faceți. Japonia vă urează un viitor frumos, plin de speranță și noi vă vom sprijini până când dumneavoastră veți deveni membru a Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție! Un pilon important în realizarea proiectului Răspunsul Multidimensional la Provocările de Securitate Umană este PNUD Moldova. De-a lungul anilor, organizația a pus umărul la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova și a susținut întreprinderile mici și mijlocii, care de fapt reprezintă coloana vertebrală a țării. Cu adresare pentru beneficiarii ajutorului financiar oferit astăzi, o invităm pe reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, Daniela Gașparicova. Excelența dumneavoastră, domnule Yoichiro Yamada, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, dragi parteneri, colegi, este plăcerea mea să vă văd astăzi aici în cadrul acestei ceremonii de înmânare a certificatelor de grant pentru întreprinderile mici și mijlocii în sectorul agroalimentar cât și non-alimentar. Așa cum s-a menționat, aceste granturi sunt binevenite pentru dumneavoastră, drept ca un răspuns multidimensional la provocările de securitate umană cu care se confruntă Republica Moldova și aceasta este posibil să o facem cu suportul Guvernului Japoniei și sunt mândră să avem acest eveniment astăzi alături cu domnul ambasador.
Oamenii au demonstrat o reziliență foarte mare, cât și compasiune față de persoanele care au fugit de războiul din Ucraina. Însă, la moment, ne confruntăm cu foarte multe provocări. Unele granturi pe care noi le oferim întreprinderilor mici și mijlocii vor aduce beneficii în acele comunități gazdă care oferă sprijin refugiaților. Întreprinderile mici și mijlocii contribuie foarte mult, nu doar pentru economia Republicii Moldova, dar și în regiune și la nivel mondial. De aceea suntem foarte mândri să vedem prezența reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii, în special cele care au și intervenții în eficiență energetică sau cele care, prin activitatea lor, reduc amprenta de carbon. Aceste granturi astăzi vor fi oferite pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii ca să facă anume acest lucru, să reducă impactul negativ asupra mediului și să îmbunătățească competitivitatea, cât și eficiența energetică în procesele de producere. Iar alte 10 întreprinderi mici și mijlocii vor primi sprijin pentru a-și îmbunătăți procesele de cultivare, depozitare a produselor. Vreau să vă felicit pe toți cei 20 de participanți care vor primi aceste certificate de grant și aștept cu nerăbdare să văd rezultatele dumneavoastră. Să vedem cum acești bani o să-i investiți în activitățile dumneavoastră în următoarele luni. Vă urez toate cele bune și încă o dată vă mulțumesc încă o dată Guvernului Japoniei pentru acest sprijin care ne ajută să implementăm acest proiect cu un beneficiu important pentru economia Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult și puteți, vă rog, să rămâneți aici pe scenă și la fel îl rugăm pe domnul ambasador să se urce pe scenă pentru că începem sesiunea, ceremonia de înmânare. Vom chema câte un reprezentant a organizațiilor ce vor primi certificatele de grant. Așadar, Alexandra Uscova din Pohrebea Dubăsar, crearea unei mici fabrici pentru producerea brânzeturilor. Mulțumim mult, îl invităm în scenă pe Nicolae Alcaz din Ungheni. Sprijinul va fi oferit pentru instalarea unei centrale fotovoltaice în cadrul companiei de fabricare a îngrășămintelor. Îl așteptăm pe Afanasie Codreanu din Bălăurești, Nisporeni. Certificatul va fi oferit pentru creșterea capacității de producție și a gamei de produse în cadrul companiei care cultivă și prelucrează plante medicinale și aromatice. Urmează Ludmila Castraveț din Criuleni. Domnia sa va fi susținută pentru creșterea productivității prin automatizarea procesului tehnologic în cadrul companiei de procesare a fructelor și legumelor. O invităm în scenă pe Viorica Verlan din Pârâta Dubăsari. Certificatul de grant este oferit pentru dezvoltarea unui spațiu modern de producție în cadrul companiei de procesare a fructelor și legumelor. Felicitări! Mergem spre Mircești, Ungheni și o invităm în scenă pe Inga Foșnea.
Sprijinul financiar va fi oferit pentru un proiect de eficientizare energetică în procesul de producție în cadrul întreprinderii specializate în producerea vinului și agroturismului. Îl așteptăm în scenă pe Arcadie Babin din Ungheni. Certificatul este oferit pentru reutilarea cantinei pe care o deține domnia sa cu echipament eficient energetic. Este invitat în scenă domnul Andrei Vacarciuc din Mihailovka, Cimișlia. Domnia sa și-a propus să creeze o mini-fabrică de producere a hranei pentru animale. Rămânem tot în Cimișlia, unde Andrei Ciutac și Gheorghe Guzun vor primi sprijin financiar pentru creșterea capacității de colectare, depozitare și vânzare a produselor. La Cahul, Marina Tehar și Igor Pleșco vor fi susținuți pentru dotarea cu utilaje performante și eficiente energetic în cadrul fabricii de producere a mobilei. Felicitări! Ne îndreptăm spre Ciutești Nisporeni, unde Lucia Ușurelu primește sprijin financiar pentru creșterea capacității de producție a companiei de cultivare și prelucrare a plantelor medicinale și aromatice. Ivan Postolachi din Ungheni este susținut pentru termoizolarea centrului de prestări servicii și procurarea unei pompe de căldură. Compania oferă servicii de catering și restaurant. Felicitări! Andrei Mihailuc din Cahul primește grant pentru procurarea echipamentului modern pentru reducerea costurilor în cadrul spălătoriei dezvoltate de domnia sa. Felicitări! Ne îndreptăm spre Iurceni, Nisporeni, unde Rodica Acelan primește un grant pentru îmbunătățirea și extinderea instalațiilor de producție pentru standardele de siguranță alimentară în cadrul fabricii de procesare a fructelor. Constantin Roșca din Cimișlia este susținut pentru procurarea echipamentului modern de colectare a fânului. Compania se ocupă de creșterea ovinelor. Dorina Baciu din Sadaclia, Basarabeasca, în următorul timp își va procura un automobil special pentru colectarea, transportul și depozitarea laptelui și cașcavalului. Totul datorită proiectului nostru. Gheorghe Descăloi din Cahul primește un certificat de grant pentru instalarea unei stații cu panouri fotovoltaice pentru fabrica de producere a articolelor de beton. Nicolae Bădănău din Cahul primește un certificat de grant pentru instalarea boilerelor electrice în cadrul companiei de construcție.
și ultimul beneficiar este Cristina Scutaru din Ungheni. Primește un certificat de grant pentru instalarea unei centrale solare prin conversie fotovoltaică în cadrul spălătoriei ecologice. Felicităm beneficiarii pentru faptul că au fost selectați în cadrul acestui proiect. Snejana Petroaie din Cahul pentru modernizarea echipamentului stomatologic în cadrul clinicii din localitate. Felicitări și mulțumim mult! Dragi beneficiari, sperăm că sprijinul oferit de PNUD Moldova și Guvernul Japoniei va impulsiona afacerile dumneavoastră, va contribui la crearea noi locuri de muncă și la consolidarea inițiativelor pe care le dezvoltați, toate acestea reducând impactul asupra mediului. Pentru a prezenta toate ideile care au fost felicitate și sărbătorite astăzi, probabil am avea nevoie de câteva evenimente similare. Noi însă vă invităm pe doi dintre partenerii proiectului pentru a trece în revistă beneficiile pe care acest proiect le va aduce afacerilor ce le dezvoltă. Așadar, Nicolae Alcaz din Ungheni produce îngrășăminte organice care nu dăunează solului, ci îl fertilizează. În cadrul proiectului Răspunsul Multidimensional la provocările de securitate umană, Nicolae va instala o centrală fotovoltaică. Domnule Alcaz, aveți cuvântul. Vă rugăm mult să luați microfonul. Vrem să mulțumim mult echipei UNDP Moldova și Guvernul Japoniei, prin prisma ambasadorului, pentru susținerea și suportul pe care îl primim pentru dezvoltarea afacerilor. În primul proiect am creat un laborator de analiză a solului și am trecut la un alt nivel de a face agricultură la noi în raionul Ungheni. Și învățăm agricultorii să devină mult mai eficienți. Rugămintea este microfon exact. Rugămintea să o țineți mai aproape pentru că avem colegi care traduc, respectiv nu avem sunet la traducere. Mulțumim. Acum, în cadrul proiectului, voi beneficia de susținere pentru stația fotovoltaică, care va permite de a crea, este luată pentru producerea bidoanelor de 20 de litri, și datorită proiectului noi vom avea o producere complet ecologică, în sensul că vor fi zero deșeuri, utilajul permite reciclarea tuturor deșeurilor din HDPI și în același timp sursa de alimentare va fi una regenerabilă, ceea ce ne va permite să creăm o activitate sustenabilă care va deveni un model pentru următoarele activități. Vă mulțumim mult pentru susținere. Și noi vă mulțumim și vă urăm succes în activitatea dumneavoastră. De la Ungheni vă propunem să tragem o fugă, metaforic vorbind, în Sadaclia Basarabeasca, unde Dorina Baciu deține o mini-fabrică de producere artizanală a cașcavalurilor. În cadrul proiectului, Dorina și-a propus să procure un automobil special pentru colectarea, transportul și depozitarea laptelui și cașcavalului. Bună ziua, mă numesc Dorina Baciu, sunt fondator al Sălașul Baciului. După o experiență de 10 ani trăită în Italia, noi producem cașcavaluri artizanale din lapte de oi și capre, cu maturitate de la o lună la 40 de luni. Și vă mulțumim pentru această oportunitate de a câștiga un proiect. Este primul proiect din afacerea noastră pe care l-am câștigat în Moldova. Și în cadrul acestui proiect, fiind o afacere ce promovează lanțul scurt de aprovizionare, adică de la producător la consumator direct,
Noi participăm deseori la festivaluri, la diferite evenimente și făcând livrările, astfel prin proiectul dat, noi să asigurăm calitatea produsului, adică conform standardelor după siguranța alimentelor. Și vă mulțumim încă o dată guvernului japonez, PNUD, și sperăm să mulțumim nu fie mult. Ultimul proiect. Mulțumim și apreciem sinceritatea dumneavoastră. Mulțumim mult. Dragi parteneri, vă mulțumim că ați împărtășit cu noi din provocările pe care le-ați întâmpinat pe parcursul acestor ani și mai ales despre importanța sprijinului pe care vi-l oferim astăzi. Încet, dar sigur, ne-am apropiat de finalul evenimentului nostru. Înainte să vă invit pe toți la o poză de grup, anunț încheiată transmisiunea live a evenimentului nostru. După poza de grup, vă vom invita la o parte a doua a expoziției, a turului, iar până atunci vă îndemn să ne continuăm ziua într-o atmosferă mai caldă, la recepția pregătită de colegii noștri. Până atunci,